Săptămâna viitoare în Parlament ar urma să vină procurorul general interimar Ion Munteanu cu un raport despre protestele din 7 aprilie. Cel puțin asta ne-a declarat un deputat PAS care susține că ședința ar urma să fie cu ușile închise. Ce spune premierul, dar și alți aleși ai poporului despre camuflarea adevărului și nepedepsirea celor vinovați? Vedeți imediat. Dacă vorbim de politicieni, trebuie să vorbească politicienii care au fost atunci. Ei evident nu vor vorbi, fiindcă, după părerea mea subiectivă, ei au fost o bună parte din ei implicați în ceea ce a fost acolo. Cât ține de instituții, eu încerc să fiu obiectiv și părerea mea este că după 15 ani este destul de greu să găsești adevărul. E greu pentru că din dosar ar fi dispărut o bună parte din dovezi sau pentru că nimeni nu-și dorește nici actuala putere să spună clar ce s-a întâmplat? Mie mi este foarte greu să mă expun. Mereu am fost de partener al domeniului justiției din Moldova și mi este foarte greu să mă expun din că au dispărut dosare. Nici nu știu dacă au dispărut anumite probe sau sunt ele. Nu știu dacă ele au fost colectate. 15 ani e totuși o perioadă lungă de timp, iar ipoteza că adevărul despre evenimentele din aprilie 2009 de la Chișinău nu va ieși niciodată la suprafață, prinde tot mai mult contur, mai spune deputatul PAS Alexandru Trupcă. Poate îl dezbateți și în Parlament cu demers, să aflăm totuși ce s-a întâmplat atunci. Nu știu, din ce cunosc eu, urmează să fie o sesiune cu ușile închise, din cât înțeleg. Urmează procurorul general să vină și să raporteze asupra acest subiect, dar nu cunosc mai multe detalii. Dar când ar urma să aibă loc? Săptămâna asta, probabil. Săptămâna viitoare care vine, în care va fi plenara. Chiar dacă s-a scurs timpul, organele de anchetă ar trebui să facă lumină, întrucât întrebări au fost multe, răspunsuri puține, crede colegul de partid Adrian Belăi. Organele competente trebuie să ne ofere aceste răspunsuri, deoarece dosarele, informația, dreptul de investigație se află în mâinile lor. De ce n-au făcut-o până în prezent? Fie că este prea complicat, fie că este prea delicat, sau fie că este prea, cum aș spune eu, răspunsurile găsite nu sunt pentru a le prezenta în public. Sau nu e pe placul politicienilor să aflăm totuși cine a stat în spatele devastării clădirii președinției și a Parlamentului? Referitor la placul politicienilor, asta e, în mod sigur nu-i cazul politicienilor de astăzi. E taman că sunt interesați să afle adevărul de atunci. Ce a făcut actualul Parlament în acest sens? Ca să ceară de la autoritățile responsabile o claritate, pentru că totuși e vorba despre anul 2009, suntem în anul 2024 și a trecut de mult timp. Și a trecut și timp de când dumneavoastră sunteți aici în fotoliu de parlamentar. Deci eu personal nu am făcut niciun demers în acest sens, deoarece area mea de responsabilitate este domeniul sănătății și domeniul social. Odată cu trecerea timpului și se face o aniversare, într-un fel negativă, dar tragică, de 15 ani, eu cred că vor fi curând audieri, da, și unde au avansat organele de investigație ne vor spune. Iar deputatul socialist Grigorie Novac susține că în mare parte comisiile create anterior pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie 2009 și-au încheiat activitatea fără mari rezultate. Acele evenimente din aprilie 2009 a fost o filă neagră în istoria țării noastre din mai multe motive, pentru că au avut de suferit și polițiștii care au fost să sparte capetele cu pietre și aruncate în ei ca cei mari dușmani acestei țări și au avut de suferit și tinerii, pe de altă parte, pe care politicienii de atunci, care de fapt încă mai sunt în politică și în prezent, i-au folosit cu brio, aș zice eu, pentru că tinerii credeau în anumite idealuri lor, dar ei nu credeau sub nicio formă că pot fi folosiți în așa mod murdar. Este un scenariu bine cunoscut, aplicat nu doar în Republica Moldova, este un scenariu aplicat în mai multe țări. Dar cunoașteți cine stă în spatele acestor scenarii? Bine, eu dovezi nu am, dar indicii sunt. Atâta timp cât nu am dovezi, eu mă abțin să dau un nume concret, că iată, organizatorul de bază este persoana X. Noi am avut anumite comisii de anchetă care au
nu știu, băteau pasul pe loc, îmi amintesc, prin anii 2010-2011 s-a încercat ceva să facă, dar n-am auzit foarte clar ce s-a terminat această comisie de anchetă. În prezent nu există o comisie de anchetă care ar ancheta acele evenimente din acea perioadă. Între timp au existat mai multe pronunțări ale instanțelor de judecată vis-a-vis de anumiți conducători ai instituțiilor de fond, care au fost condamnați, care au fost achitați. De fapt, mai mulți au fost achitați decât condamnați. În prezent nu există o comisie care să investigheze ceva. Doar reforma justiției mult așteptată ar putea face claritate în dosarele de rezonanță, precum 7 aprilie. O recunoaște însuși premierul. Acolo au fost vinoveți polițiști, procurori, judecători și factori politici. Cu părere de rău, am ajuns să avem dosare, în primul rând, pe polițiști doar, și tot nu toți au fost condamnați conform legii, dar scăparea noastră, scăparea justiției este să pedepsească factorii politici care au dat ordine explicite, ilegale, și judecătorilor, și procurorilor, și polițiștilor. Și ceea ce noi trebuie să realizăm acum este să avem o reformă a justiției unde avem finalitate pe dosarele de condamnare a factorilor politici care au luat deciziile și ilegale și le-au impus instituțiilor.